Prietenia cu Iisus de multe ori nu este înțeleasă foarte bine de noi, deși folosim foarte multe cuvinte când vorbim despre Iisus. Mi-amintesc când eram mic, era un copac, un măr, în curtea adunării, în turnul Severin. Și copiii nu aveau voie să rupă mere, pentru că era sabat, culegea mere. În schimb, puteau să plece să le ia de jos, dar nu prea multe, că dacă luai prea multe, oboseai și era muncă. Și fratele Avram Pițurlea culegea merele în curs săptămânii, le punea într-un platou și sâmbăta punea platoul pe bancă lângă măr. Și când copiii dădeau cu pietre să doboare mere, uite mă, luați din castron. Dar nu erau pentru noi, erau bune alea de sus, nu de alea de jos, de pe pământ. Și mi-amintesc că Neavram îl chema pe Piții, prietenul meu în casă, și începea, dă-i, dă-i, și Piții, au, nu mai da, nu mai, gata, nu mai calc sabatul, nici eu. Da copiii ceilalți, nici ei nu mai calcă. Și toți plângeau pe la ușă. Neavram, lasă-l în pace, că noi am rupt, nu el. Eu aveam curaj mai mult, băteam la ușă, intram, lasă-l în pace. Mă prindea frumos de guler, mă trăgea înăuntru, înghidea ușa și că treci în pat. Când mă uitam, Piții era în pat și Neavram dădea cu cureaua în ușă și Piții țipa din pat, lasă-mă că nu mai culeg. Bineînțeles, când ieșeam afară, ne spunea să nu spunem un cuvânt. Ne întrebau copiii, ce ai pățit? Ah, nu putem să spunem. Eu nu spun că era bine să rupe mere sau nu. Dar credința, prietenia cu Iisus se limita la această regulă. Sâmbăta țineau post, adulții, copiii țineau numai până la 12. Seara după atâta post, mâncau până cădeau în comă. Când eram în Michigan, în Andrews, mergeam la lac. Și sâmbăta puteam să intrăm în apă până la genunchi. Nu era păcat. Dar dacă trecea peste genunchi, era înot și păcătuiam. Puteam să mergem pe munte în sus, dar nu puteam să fugim în jos, că era distracție. De multe ori, prietenia cu Iisus noi o înțelegem ca un set de reguli. Și ne înconjurăm cu toate regulile ca să fim siguri că nu-L supărăm pe Iisus. Cu Dumnezeu? Nu trebuie neapărat să răspundeți, mergem puțin mai departe. Iisus ajuta săracii, îi vindeca, îi hrănea. Când facem bine și dăm la săraci, cam asta să fie relația cu Dumnezeu? Eu zic că nu e rău să ajutăm săraci, așa spune Biblia, că trebuie să simțim împreună cu cei săraci. Dar probabil că relația cu Dumnezeu se referă la mult mai mult decât asta. Ok. Iisus a ținut sabatul, Iisus a ținut de fapt toate cele 10 porunci, a mâncat sănătos. Să fie asta relația cu Dumnezeu? Și asta. Dar vedeți noastră, în greacă, acolo unde aici în Ioan 14, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, e chiastic structure, structură chiastică. Le pune în ordinea importanței și cea din mijloc e cea mai importantă. Și de fapt, acolo, esența este iubirea. Nu e dacă păziți poruncile mele, până la urmă mă veți iubi. Nu întâi faci ceva și apoi ai o relație cu Dumnezeu, ci întâi iubești pe Dumnezeu mai mult decât pe viața ta. Și dacă îl iubești, cu siguranță îl vei asculta. Îți vei da și viața pentru el, nu numai sabatul. Spune așa, în Ioan 5:19, nu fac nimic de la mine. Și este un paragraf în Spirit Profetic care spune că zice, în fiecare acțiune în viață, la fiecare pas, Iisus nu făcea nimic fără să ceară sfatul Tatălui. Apoi este un alt paragraf, mai târziu, în Testimonii, volumul 7. Spune așa, credincioșii din ultima generație vor trăi cum a trăit Iisus. Imaginați-vă că prietenia cu Iisus nu e mai să ține în sabatul, cântăm o cântare, ceea ce e foarte bine, nu mă înțeleg, mi-a plăcut foarte mult. Îmi lipsește cântatul în biserica americană, deși avem o biserică destul de mare, nu avem cor, numai 2-3 știu să cânte. Dacă încep să cânt la trompetă și n-am făcut trompetă în viața mea, și fac o greșeală, tot se bucură, că n-are niciunul habar că am greșit. E frumos să lăudăm pe Dumnezeu. Îngerii cântă zi și noapte, laudă pe Dumnezeu. Dar prietenia cu Dumnezeu nu e numai cântat, nu e numai sabat. Se ajunge la o relație atât de profundă cu Dumnezeu, în care nu face niciun pas fără să-i cerem voie. Spune că Iisus se trezea dis de dimineață, cât era încă negură, și cerea planul de la Tatăl. Și acolo când zice planul, se referă Spirit Profetic, dacă citi atenți, nu la planul vieții în general. Domnul vrea să mă fac tâmplar. Și planul de zi cu zi, pas cu pas. Niciun fel de acțiune nu era în afara voii Tatălui. Acum pot să fac asta, că asta intră în planul meu. Totul era în conformitate cu Tatăl. Hai, nu se poate, frate, cred că exagerezi.
Păi trebuie să alegem. Facem ce spune în Biblie și spune profetic, ori facem ce credem noi. Fiecare acțiune, citesc paragraful, îl traduc din engleză, așa că s-ar putea să... Fiecare acțiune în viața lui Iisus, zi de zi, pas de pas, a fost în conformitate cu voința Tatălui. El depindea de planul lui Dumnezeu la fiecare moment. Era în legătură cu Tatăl, receptiv la vocea Tatălui și nu acționa până nu i se spunea să acționeze. Atunci când Dumnezeu nu vorbea, aștepta. Wow! Asta e viața de credință. Prietenia cu Iisus nu se limitează la suprafață, ci merge în adâncime. Ioan 12, 49. Nici măcar nu spun cuvintele mele, vorbesc ce-mi dă Tatăl să vorbesc. Nu că Iisus era un papet. Nu știa ce să spună și aștepta să-i pui cuvintele în gură. Avea înțelepciune dumnezeiască, dar nu își permitea să spună un cuvânt, mai puțin în cazul în care primea de la Dumnezeu. Când Dumnezeu îi spunea vorbește și ce să vorbească, atunci vorbea. Mergem puțin mai departe. Zice așa, a fi condus de Dumnezeu, mai înainte puțin cu o propoziție, a fi într-o relație strânsă cu Dumnezeu înseamnă să fii condus de Dumnezeu. Și a fi condus de Dumnezeu însemnează să fii într-o relație atât de strânsă încât să depinzi de El la fiecare secundă. Dumnezeu să controleze viața ta și să spui împreună cu Pavel, am fost răstignit și sunt mort. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos mă trăiește în mine și mă conduce. Fraților, asta e ușor să ții sabatul. E foarte ușor. Se merge la o relație atât de profundă în care oamenii depind de Dumnezeu cu totul. Ultima generație nu va rezista la evenimentele care vor veni decât dacă vor ajunge la acest nivel de prietenie cu Dumnezeu. Și nivelul ăsta nu se va dezvolta în criză, se dezvoltă azi. Și greutățile prin care trecem nu sunt la întâmplare, Dumnezeu le îngăduie ca noi să învățăm să depindem de El. Și dacă noi ne rugăm, Doamne, rezolvăm problema asta, în loc, Doamne, ajută-mă să învăț să mă încred în Tine, când o să învățăm? Relația cu Dumnezeu se clădește acum, zi de zi. Ioan 14. Cine nu ajunge să urească tată, mamă, frate, soră, copil, nu este vrednic să fie ucenicul meu. Bine că în greacă nu zice cuvântul de acolo nu este să urească, ci este cine iubește mai mult decât pe mine. Și aș merge mai departe și aici nu numai serviciu și casa și părinții, dar de fapt nu eu, Iisus spune, ci pe tine însuți, dacă te iubești mai mult decât te iubești pe Dumnezeu, de fapt ai idolatrie. Când noi punem serviciu sau familia mai presus, când noi punem planurile noastre mai presus de Dumnezeu, este idolatrie. Al cunoaște pe Dumnezeu este viață veșnică și cunoașterea se realizează prin părtășie. În urma părtășiei ajungem să înțelegem starea în care suntem noi și să depindem de El. Să nu ne mai încredem în noi deloc și să ne încredem în El cu totul. Mi-amintesc de bunicul și bunica. Bunicul a murit când avea 103 ani și bunica a murit la câteva luni după aceea. Avea vreo 103 ani și eram pe la ei. Și erau de mână. Și așa, un fel de fluierat, așa făcea tot timpul săracul, și mișca din cap și zic, bunicule, mai las-o, n-o ține tot timpul de mână. Cum să o las când suntem una? Poți tu să separi un corp? Lasă-mă că nu sunteți una, uite, acum se duce la bucătărie și gătește. Cât mai am viață, mă duc cu ea. Mergea cu ea de mână, i-am văzut în pat. Stăteau, era seara, târziu, de mână. Adormeau de mână, se trezeau de mână. Cum să mă separ? Când a murit bunicul, am întrebat bunica, ce faci? Zice că a murit. Păi cum ai murit, că uite vorbești? Păi ce era mai bun în mine s-a dus. Și așa, în câteva luni a murit, s-a dus, s-a stins. Relație cu Dumnezeu până la punctul că nu poți să mergi fără El. Ajungi să-L cunoști până la punctul că înțelegi că nu ai respirație, nu ai viață, că ești mort fără El. Iisus spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, separați de mine... Nu sunteți nimic. Prea de multe ori ne încredem în noi și uităm să fim legați cu Dumnezeu într-o legătură 24-7, cum zic americanii. Tot timpul. De multe ori, spune paragraful, încercăm să fim creștini buni și ne luptăm cu toată inima și nu reușim să aducem roadele Duhului Sfânt. Pentru că roadele Duhului Sfânt sunt aduse de Duhul Sfânt numai când suntem într-o legătură cu Tatăl zi și noapte. De aici rugați-vă neîncetat, nu ca să închidem ochii când conducem mașina. Ne rugăm că stăm tot timpul pe genunchi.
și să avem o conexie cu Dumnezeu tot timpul. Nu vreau să țin o predică pentru că e târziu, dar am o întrebare. Îmi cer scuze că o să rup floarea, dacă vă supărați pe mine, nu mai din curând, așa că e ok. Numai surorile să-mi răspundă, frații să tacă din gură, vă rog frumos. Spuneți-mi, vă place floarea asta surorilor? Acum, mi-ar fi plăcut să am aici un trandafir și să miroase frumos. E ok, merge și fără trandafir. Ce ziceți? E vie sau e moartă? Ia uite, e vie, e moartă? Ok, acum surorile să tacă din gură, bărbații. Fraților, e vie sau e moartă floarea asta? Ok, fraților, floarea asta, să zicem că e un trandafir. Dacă o luați și o puneți în apă și mai puneți și chimicale acolo, mai durează vreo 5 zile. Dar până nu moare. Dar dacă luați toată floarea asta, o vedeți? Dacă luați toată floarea asta, asta durează. Dar știți de ce? Între asta și asta, care e diferența? Asta este conectată la rădăcină. Simplu. Foarte simplu. Noi arătăm bine și mirosim bine, ca floarea asta. Dar eventual suntem morți. Numai creștinii care sunt conectați... Arată bine, am pus-o la loc. Numai creștinii care sunt conectați la amlădiță, la viță, pardon. Numai aceia sunt cei care vor trăi. Ceilalți vor muri. Sorai spune că în ultima generație creștinii vor trăi așa cum a trăit Iisus. Cum a trăit Iisus? Păi spune Biblia că se trezea dis de dimineață când era încă negură și se ruga până primea puterea Duhului Sfânt și până era încărcat spiritual. Și apoi pleca în relație cu Dumnezeu și depindea de Dumnezeu și întreba pe Dumnezeu și vorbea cu Dumnezeu. Așa a făcut Enoch, așa a făcut Ilie, așa a făcut Avram, așa a făcut Daniel. Nu au fost supermen. Au fost oameni ca dumneavoastră și ca mine. Așa va face ultima generație înainte de a veni Iisus. Credeți că Iisus vine curând? Da sau nu? Atunci, fraților, avem timp foarte scurt. A-L urma pe Iisus înseamnă a renunța cu totul la tine, a păstra nimic pentru tine și a depinde de El tot timpul în tot ce faci. Frații mei, nu vreau să țin predică pentru că era deja târziu când am ajuns aici. Dar... Păi nu e pentru asta, dar e pentru mine, că am condus deja foarte mult până acum. Merg la o mormântare. Unul din prezbiterii mei a murit săptămâna asta, a avut cancer la pancreas și am vorbit cu el 2 ore înainte de a muri. L-am sunat miercuri și miercuri la 2 când am vorbit cu el, de-abia vorbea. Și m-a întrebat, ce ții în mormântarea mea? Zic, Leni, nu spune așa, lască. Ce lască știu. Zice, să vii tu, să vii tu. L-am mai sunat toată la ora 6. Și am întrebat soția lui, ce nu mai poate vorbi, dar te aude. A pus telefonul la urechea lui și am zis, Leni, să știi că vin. Și m-am rugat cu el. Și după aceea, la ora 8, m-au sunat că a murit. Și mâine dimineață e mormântarea. Și am condus special pentru mormântare. Mâine seara trebuie să fiu înapoi, că luni dimineață sunt la conferință în Nashville. Așa că, chiar dacă dumneavoastră mai stați, eu nu mai stau, că sunt obosit și mi-e foame. Dar eu cred că nu trebuie să vă spun 1000 de cuvinte, cred că ați înțeles subiectul. Problema nu e că nu înțelegem subiectul. Problema e că ne e foarte greu să-l aplicăm. Și oamenii care încă nu vor să renunțe cu totul, să aibă o relație cu Dumnezeu, se înconjoară cu reguli. Ca ținând atâtea reguli, se simte și ei bine că fac și ei ceva pentru Domnul. Regulile sunt bune dacă este iubire. Fără iubire, regulile nu au valoare. Cunoștințele sunt bune dacă există iubire. Fără iubire, și Satana are cunoștințe. Relația cu Dumnezeu merge mai adânc decât regulile sau decât poruncile. Relația cu Dumnezeu merge la atâta profunzime că nu ne putem separa de El. Ca respirația. Și atunci când avem acel fel de relație, nu vă temeți, nu o să călcăm sabatul, în niciun caz. În niciun caz. Vă amintiți, v-am spus o dată de Lisa Cluze, care nu vrea să se trească, vă amintiți, nu? Care nu vrea să se trească dimineața, că dormea greu. Și s-a rugat și, nu știți, bă, cum nu știți, v-am povestit asta, de vreo, cred că de vreo 15 ori. Nu? Se tot împungea cu soțul Ron Cluze, care e directorul cu evangelizarea pe diviziunea americană. Se tot împungeau. Pe tine te ascultă Domnul că tu ești pastor. Mie nu mi-ascultă rugăciunile. Tu te rogi pentru bolnav, se vinde, că eu degeaba mă rog. Și el se uită la ea și că tu nu te rogi. Ba da, mă rog de 3 ori pe zi. Ce da, la masă. Deci eu mă trezesc dimineața, la 4, la 5, și petrec timp cu Dumnezeu și nu plec din casă, până nu mă asigur că prezența lui Dumnezeu merge cu mine. Și păi, eu am servicii adevărat, nu ca tine, tu ești pastor.
Îți vine să excluzi când vorbesc așa. Și Ron Cluzet zice, păi ție îți place să dormi, aia e problema, nu că ai sau că n-ai servici, că și eu am stres în lucrare, ție îți place să dormi. Da, dar eu dorm greu, nu pot să mă trezesc. Și Ron zice, nu vrei să te trezești, că îți place să dormi. Nu pot să mă trezesc. Și Ron zice, roagă-L pe Dumnezeu să te trezească. Zice, a, dar eu dorm greu, păi ce îmi spui mie că Dumnezeu nu te poate trezi? Și ba da, da, zice, nu vrei, dacă vrei, îl rogi. Lisa s-a culcat în seara aia puțin mai devreme, s-a rugat pe Dumnezeu să o trezească. Și spune Ron, când ne-a povestit nouă studenților, că Lisa doarme foarte greu. Cum zicem noi românii, poți să tai lemne pe ea că tot nu se trezește. Dar el doarme foarte ușor. Și avea un ceas din ăla mare cu două minuni, ca două ligheane deasupra și cu un ciocan între ele. Și îl punea într-o farfurie de stainless steel și cu furculițe împrejur. Și când pornea ciocanelul, săreau furculițele și după o jumătate de oră se trezea și ea. Și spune că dimineața aia a început să sune telefonul pe la ora 5 și un sfert. Și avea un answering machine din ăla care după 4 ringuri răspundea. Spune că a sunat telefonul și ca prin vis auzea că tot sună. Și pe la urmă zice, cred că a murit bărbatul meu, că zice, ăla se trezește, sună telefonul o jumate, nici măcar o dată și sare și prinde telefonul. Așa de ușor doarme. Se uită la el, îi dormea ca un bebeluș. Și se gândește, a mea, ce-a fi cu... Cine sună la ora 5? Și zice, de ce nu răspunde answering machine? Și tot număra. 1, 2, 10, 15, telefonul tot suna. Se uită, answering machine era pornit. Se uită la caller ID, era pornit și n-a arătat nimic. Ia telefonul, zice, alo! Așa puțin nervoasă. Cine? 5 și un sfert dimineața. Și aude Lisa, sunt aici, te aștept. E timpul să te rogi. Deci că a rămas fără cuvinte. Când ne-a povestit doctor Cluzet istorioara asta, i-am zis, hai, come on, las-o baltă. Și m-am zis la Lisa. Zic, Lisa, vreau să-mi povestești și tu povestea. Lisa s-a făcut serioasă, i-a dat lacrimi în ochi și mi-a spus aceeași poveste. Și mi-a zis, din dimineața aia, niciodată în viață, n-am mai plecat fără să mă rog. Ce Dumnezeu așteaptă lângă patul meu. De-abia așteaptă să petreacă timp cu mine. Și eu iubesc somnul mai mult ca pe Dumnezeu. Ce un privilegiu care noi îl avem. Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu noi. E singura siguranță care o avem în viață. Și noi ignorăm și plecăm fără El toată ziua și ne mirăm de ce n-avem succes. Am aici două, trei paragrafe. Vă fac cu plăcere dacă vreți niște copii și vi le las și să le dați sâmbăta viitoare în biserică. Paragrafe care le știți și noastră foarte bine, la fel de bine ca și mine. Vreau să vă citesc numai unul sau două. Semnele timpului 1908, iulie 15. La ora de dimineață, cum zice solitary prayer? În rugăciune personală. Au fost momentele în care Iisus primea înțelepciune și putere. Înțelepciunea și puterea veneau în rugăciune, cum putem și noi. Dimineață de dimineață și seară de seară pornea cu Dumnezeu, mergea cu Dumnezeu și închidea ziua împreună cu Dumnezeu. Alt exemplu. Iisus este exemplul nostru în toate. Aceia care imită exemplul Lui în toate au relație cu Dumnezeu zilnică. Alt paragraf. Motivul pentru care suntem așa de ineficienți în tot ce facem este pentru că am renunțat la ideea de a cunoaște voia lui Dumnezeu. De aceea n-avem succes. Testimonii, volumul 3, pagina 466. Puterea lui Iisus venea prin rugăciune. Aceia care se roagă ca El au aceeași putere pe care a avut-o El. Și aș putea să... O pagină întreagă am dat-o în biserica mea, am făcut-o așa frumos mai mică, am împachetat-o în două, am pus-o în buletin și le-am dat temă de casă, le-am pus să ridice mâna, le-am spus așa, care... Cine vrea să o studieze săptămâna asta, să ridice mâna. Cine nu, zic săptămâna viitoare să nu vin la biserică. Așa că au ridicat toți mâna și mi-au promis toți că citesc. Probabil că o să o las cu fratele pastor și nu știu dacă o să facă la fel, dar v-aș recomanda să citiți. E numai o pagină de paragrafe. Frații mei, m-am bucurat să fiu cu dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne ajute pe toți să ajungem la o relație cu Dumnezeu așa cum a avut Iisus. Amin. Amin.